Aoleo, tot urcă și coboară, munți, dealuri, încă un pic, încă un pic și am ajuns. Cine a pus camera asta aici? Mă rog, bine te-a regăsit pe breasla haiducilor. Ultima dată am cumpărat de la Nenea Panda niște ceară și astăzi m-am ocupat de acel acoperiș pentru că arăta groaznic din cupru oxidat, acum mai mult mai bine. Și cam atât cu construcțiile pe ziua de astăzi pentru că am nevoie de netherite, așa că hai în nether! Aoleu, mai mult de coborât! Dar înainte de a face asta, vreau să-mi repar târnăcopul pentru că îi aproape dus, adică mai are 300 durabilitate și n-aș merge laminat cu el, așa, noroc că am anvil-uri în partea asta, hai că se rezolvă foarte repede, oh, stai, că era să pun pe ăla prost, bun, 3 nivele și pe lângă asta voi da o tură până la Nenea Panda, în partea, da, în partea aia, pentru că am nevoie de acei buți cu feather falling. Hai că am ajuns la Panda și o zis când m-am întâlnit cu el că sus de tot într-un cufăr se află acei buți, așa că hai să vedem, butoaie, butoaie, ia uite, cufărul ăsta, zicea că numai unul, n-am cum să-l ratez, ia uite-i și îi voi lăsa în schimb aceste două stack-uri de blocuri de cupru, că i-am promis, domnule, îți dau niște cupru și dacă tot sunt în partea asta, voi cumpăra niște mending, plus i-am lăsat 3 diamante pentru 2 stack-uri de ceară. Am rămas fără, deci numai jumătate din acoperiș este ceruit, cealaltă jumătate doar am dat-o cu toporul. Însă, cum am zis, dacă sunt în partea asta, hai să iau și niște cărți cu mending, atât, 15 diamante, 1, 2, 3, 4 și îi las astea 15, gata, încă e oferta acolo, superb, acum să-l repar ăsta după am plecat. Târnăcoapele-s reparate, armura-i pregătită, mai am doar de făcut câteva poțiuni de fire resistance, însă nu am magma cream-uri, așa că am venit până în partea asta să bat câteva magma cube-uri și voi face direct în nether poțiunile. După cum se întâmplă tot timpul, când cauți nu găsești, așa că am stat o grămadă până am dat de câteva magma cube-uri, însă cele 8 poțiuni de fire resistance de 8 minute sunt gata, așa că am 64 de minute pentru a găsi cât mai mult ancient debris, boom! M-am dus și la ce nivel îs? 24, hai mai jos! Săpam și am căzut în tunelele astea, deci eu am venit din partea aia și am ajuns aici. Aparent cineva s-a mai distrat, dar mai jos puțin și ia uite că a făcut și în partea asta. Aoleo, cât de departe am de mers. Mamă, dar ce tunel a făcut omul meu, dar cred că și eu mă duc spre spawn, nu? Ok, nu mă duc spre spawn, ceea ce e bine. După aproximativ 10.000 de blocuri sparte, aș vrea să lăsați în comentarii câte bucăți de ancient debris credeți că am găsit. Hai să aflăm în 3, 2, 1. În inventar 27 de bucăți, mai am 4 poțiuni, o să mă ajute pentru când am de ieșit, însă târnăcoapele nu mai duc atât de mult. Totuși, nu știu care-s coordonatele, așa că voi ruga un haiduc să-mi spună unde-i portalul spre spawn. După atâta muncă, am nevoie de o pauză, așa că am venit în vârful turnului pentru priveliștea asta grozavă și am luat telefonul să joc ceva, dar problema e că aici sus nu am internet. Totuși, partea cea mai bună e că pentru Domino Dreams nu am nevoie de internet și nici nu are reclame. Tot ce am de făcut în acest joc e să potrivesc piesele, iar după fiecare capitol primesc o tonă de recompense, printre care și carduri pentru a completa albume. Pe lângă asta, sunt evenimente zilnice și săptămânale de unde am făcut rost de mult gold și abilități care mă ajută să completez nivelele. Însă am ajuns abia la nivelul 40, crezi că mă poți întrece? Dacă reușești să faci asta, lasă-mi un mesaj pe Instagram cu un screenshot, iar numele tău va apărea pe un semn în acest turn. Totuși, cine are nivelul cel mai mare, până la finalul lunii va avea numele pus în vârful turnului. Așa că ce mai aștepți? Downloadează Domino Dreams de pe linkul din descriere sau folosește codul QR de pe ecran. Gata cu pauza, e timpul să mă apuc de treabă. Dacă tot am făcut rost de netherite, probabil toată lumea se așteaptă să-l folosesc pe această armură, pentru a o upgrada de la diamant la netherite. Însă nu voi face asta, vreau să folosesc 4 ingături pentru a pune armor trimuri pe o armură full de gold.
Totuși vreau să dau credite pentru asta, acum vreo lună a venit Robert la mine pe live și mi-a zis: domnule, uite că am văzut armură de gold cu netherite și am zis, o idee foarte bună, voi face asta cu prima ocazie și uite că a venit ocazia, iar dacă tot am zis de live, sunt live în fiecare duminică de la ora 12, acilișa pe YouTube. Acum hai să nu ne mai lungim și de început voi face acele ingături. Așa, ia uite că avem crafting table aici, 4-6 ingături, superb. Restul le-aș lăsa aici dacă aș avea spațiu. Ok, aruncăm redstone-ul ăsta. Aie, dispari! Ca să am puțin spațiu, bun, am rezolvat. Și stai că mai trebuie niște gold pentru o căscuță, eventual chiar și niște lapis. Gata, acum doar să le combin pe toate astea. După ce am mai enchantat puțin și le-am combinat pe toate, asta a ieșit, iar pe viitor mai vreau încă 3 armuri, deja sunt pregătite în partea asta, cu Projectile Protection, Fire Protection și Blast Protection, plus armurile ca să nu mai stric eu gold pe ele, însă voi vorbi cu nenea Peter ca să îi le plătesc. Acum armor trimurile și îi las aici un smithing table. Începem pe căscuță un Dune Armor Trim, după care pe chestplate ward, Silence pe pantaloni arată cel mai bine și la final snout pe acești buți. Mai am încă 2 netherite ingături pe care le voi folosi pentru aceste 2 târnăcoape, dar momentan hai să vedem cum arată armura. Bam, am pus-o pe mine, așa arată din spate și așa arată din față. Am vrut ward-ul pentru că, ia uite, eventual dacă dau așa, pe burtă am fața de warden. Deci asta e gura și ochii, mi se pare extraordinar. Și aș vrea să lăsați în comentarii voi ce combinații faceți în general pe armură. Mie nu-mi place combinația basic pe care o are toată lumea, plin cu silence și atât. Domnule, îs 16 armor trimuri. E foarte important să le folosești pe toate, că sunt extrem de multe combinații. Și momentan asta va rămâne pe armura principală. Pentru a putea vedea mult mai bine această armură, am zis să o pun pe un armor trim și cam așa arată dacă mă duc roată. Păcat că pe spate nu are nimic acest armor trim, însă pe viitor, când le voi avea pe toate, cel mai probabil voi mai schimba puțin pe ele și toate cele 4 armuri de aur vreau să fie cu trim de netherite. Așa, ca să fie asta pe mine, nu am atât de multă apărare, să zic așa, însă în momentul în care mă duc într-o expediție pot oricând să pun această armură mult mai șmecheră și să-mi las așa căscuța, lapisul ăsta aruncă-l acolo. Și acum, cu toate diamantele pe care le am, sunt curios de câte netherite upgrade-uri pot face rost. Aoleo, deja mă doare, însă cât 5, vai, și 2 deja le voi folosi, da, pentru că îl folosesc pe unul, pe târnăcopul cu Fortune și încă unul pentru cel cu Mending, iar acum a venit momentul să le și numesc. Pentru că în episodul 2 v-am cerut câteva idei de nume pentru iteme și din păcate am tot uitat, amânat, n-am avut timp, mai ales în episodul anterior că a ieșit de 33 de minute, nu mai aveam timp să integrez și asta, însă acum vor apărea pe ecran comentariile în timp ce le dau nume. Am să încep cu târnăcopul și zicea lumea să fie numele Finuțu, așa pentru târnăcop, după care pentru topor să fie să cure, mamă, 4 nivele, serios, și asta o pot enchanta cu numele Așchie, da, pot să-i pun numele Așchie, iar ăsta imediat după ce mai fac niște experiențe. 21 de nivele sper să-mi ajungă, pe topor vine numele să cure, așa, iar acum un swift sneak pe pantaloni, pe bune, că nu mi-ajunge. Pentru tine zic că merge cu 3 nivele, 13 nivele să pun un swift sneak. Vai, scump, domnule, scump. Noroc că am cărțile astea și le voi folosi cu altă ocazie. Acum, 3 diamante, oare mai am prin partea asta? Opa, 32! S-au vândut 2 Silence Armor Trimuri și aici s-au vândut 2 Wild Armor Trimuri. Bun, în partea asta mai nașpa puțin, dar am 47 de diamante pe care le voi folosi ca să mai înmulțesc netherite upgrade-ul. Gata, am 9 din care pe unul îl voi păstra și pe astea 8 le pun la vânzare. Însă am în zona asta o bucată de hârtie, n-am, trebuie să aduc aici hârtie să fie acolo.
33 de bucăți sunt mai mult decât suficiente, voi lăsa 32 în partea asta, însă nu știu exact ce preț să dau acestui Netherite upgrade. Pentru că nenea Eddie atunci când mi l-a vândut a zis, lasă că oricum îl pui tu la 20 de diamante bucata. Dar sincer, cred că l-aș pune la 16, chiar dacă el a zis că 20 se pare un preț corect, eu zic că 16 ar trebui să fie ok. Până la urmă, trebuie să mergi în Nether, să cauți un bastion, acolo poate ai sau nu ai noroc de un Netherite upgrade, după ce găsești unul, îl multiplici, așa că mai rapid ai venit, ai dat 16 diamante pe unul și l-ai multiplicat după. Îl punem în partea asta că am văzut că Wild Armor trimurile se cumpără, sper să se cumpere și el, iar acum mă bag la o sesiune de minat ca după să-mi permit una de shopping la magazinele haiducilor. Sincer să fiu cu voi, chiar nu știu de ce am păstrat atâta Deep Slate, dar să fie acolo, gata, l-am lăsat în cufăr, acum Netherite cum partea asta și am avut noroc de un spawner în care se afla un Blast Protection 4, așa că voi lăsa cărticic aici. Acum sunt foarte curios să-mi lăsați în secțiunea de comentarii de câte diamante credeți că o să reușesc să fac rost din aceste 19 Deep Slate Diamond Ore-uri folosind târnăcopul cu Fortune 3. Iar acele 19 oruri s-au transformat în BOOM! 40 de diamante, superb! Acum, dacă le iau și pe astea 5 de prin Ender Chest, cu 45 ar trebui să-mi pot face cumpărăturile și voi începe cu magazinul lui Dani de lemn, pentru că o zis că o schimbat prețurile. Ia uite mă că l-am prins pe Dani făcând restocul. BOW! Salut, salut! Trebuie să mă sperii? Da, trebuie să te sperii. Să tu un pic așa, fă efecte, dar... Oleu, m-am speriat, bro! Abia a sărit inima din piept! Da, ce faci, ce vânt te duce pe aici, gen? Am venit să cumpăr niște lemn. Tu ce, faci restocul? Da, te rog, te rog, da, nu, am făcut restocul la bărci, te rog, te rog. Păi, na, ai zis că le-ai scăzut prețul pe Discord, o, un diamant, da. Un diamant stacu, gen... Cumpără mult, cumpără de toate ce vrei. Mai sunt unele care sunt cu două că cei mai rar, așa știi. Da, cei mai rar, înțeleg. Cred că atâta mi-a trebuit. Astea trei ar trebui să ajungă. Și uite, Dani, dacă tot ești aici Ia uite, vreau să-ți dai cu părerea. Fac aici un pic de modeling. 3, 2, 1. Stai să iau și asta dacă tot. Ca să... Așa. Ce zici? De noua mea armură? E armură de gold cu armor trim? De Netherite, da. Deci ai făcut armură de gold cu Netherite, cu armor trim de Netherite? Da. Nu ești sănătos, dar arată bine, da. Nu ești sănătos, dar arată bine, gen. Arată tare. Mă bucur că-ți place. Păi și nu se sparge repede, gen. Păi i-am pus mending. Și se repară mereu. Da, o să se repare până la urmă. Da, bă, îmi place armura, nu știu ce se... și eu aș vrea să o schimb pe a mea, dar nu știu ce culori să pun blu, sincer, că de astea m-am plictisit deja. Ok. Deja m-am plictisit de albul ăsta și nu știu ce culori să... Parcă aș merge să iau și mai multe armor trimuri de la tine, că aș vrea silence-ul ăla, nu știu, cred că pe pantaloni mi se pare că arată cel mai bine. Da, pe pantaloni arată forță, dar în rest merge orice altceva, îs acolo foarte multe și mai aduc. Ai ceva recomandări de armor trimuri să le pun pe... Pă, ce vrei? Stai așa, ia zi. Păi silence-ul îl păstrez pe pantaloni. Ok, ok. Și în rest, nu știu, vreau să fie cât mai diferit toată armura. Cât mai diferit? Păi fii atent, mie ce-mi place din ce am pe acolo... Ai, pe aici. A, vrei să mergem direct? Da. Ok, direct păi... Direct la barca ta. Stai, am bărcuță dacă... Mamă, ce s-aruncă ăsta. Hai, mă rung și eu, Geronimo! Păi am feather falling, e ok. Da, și eu am. Hai să mergem. Așa. Haide. Bun, mergem cu bărcuța. Da. Ce-ți recomand pe ăsta, pe chest plate? Mie îmi place ward-ul pentru că ai o față pe burtă. Față pe burtă? What? Da, what? Ai o... Sună dubios. Ai un cap de warden pe burtă, cum ar veni, să văd urechile și gura. Ok. Da. Ok, bă, ia, hai că sunt bun, deci am pe pantaloni și pe chest plate. Ok. Și mai trebuie casca și botoșii. Bun, casca și botoșii. Pentru cască, cred că ar merge rib, să zic așa. Și pentru botoșei snout îmi place cum vine. Cum vine așa, jos, frumos. Aia, mai faci o vânzare.
fac o vânzare. Ai, ai, da, știți cum e. Ai bani, stai în față, știți cum e viețile mele. De la încheltuie la shop-ul ăsta. Eu, cărcotașul care a zis că nu. Cărcotașul care a zis că nu cheltui gen. Dar uite că acum cheltuie. Ăsta o să-l fac verde, blu. Ok, ok. Ăsta-l fac verde. Pantolonii am zis că-i las cu silence-ul, doar că nu cred că l-am la, nu l-am la mine. Na, ok, poți să-ți împrumut unul de aici dacă vrei și la duci tu. A, da, dă-mi, te rog. Ok, super. Bun, ăștia atunci o să-i fac. Pantolonii fac roșii. Da. Și buții îi fac, stai așa, rib sau snut ăsta? Snut. Snut ăsta, bun, și ăștia îi fac verzi. Da, și ribu cred că l-ai cumpărat degeaba, eventual poți să-i dai retur și aici. Și ribu cred că l-am luat degeaba, da. Da, poți să-i dai retur, că na. Aici, fac. Super. Ah. Ia, ești pregătit? Da, ești hai pregătit? Să vedem, cum arăți? Casca, platoșa, pantalonii și botoși. Oh, frumos, hai mă că-s mai frumos acum, am în viața mea, parcă arăt mai arătos decât așa full alb de eram, parcă poți omorât un pic pe tot de soare. Nu neapărat poți omorât, dar părea că ai venit de la dat cu lavabilă pe undeva. Ai renovat și tu pe acolo. Oh, arată mai bine. Hai că am făcut și niște cumpărături dacă tot. Și eu vreau să fac niște cumpărături, vii cu mine? Da, hai, de la cine vrei să cumperi? Mă, nu știu de la cine vreau să cumpăr. Hai până la Peter acolo sus, dacă tot suntem. Hai, dă ăștia de zboară. Da, am 2 aici și încă 6 sub, 4 sus, pardon. Și nu-mi dai și mie unul? Îți dau pe ăștia pe amândoi, te poți distra cu ei eventual. Mulțumesc, apreciez, zici de treabă. Că vin eu și iau. Da, că ai făcut vânzare și te descurci tu cu ei. Hai în partea asta la Peter, la caravană. La caravana acolo, băi, urăsc unde a pus-o, nu mai suport. Ai, prea departe, prea sus. Da, e departe rău, gen. Eu înțeleg că e la baza lui, dar... Mm-hmm. Da, ar merge. Baza lui în partea opusă. Mă gândeam să-i facem o fentă. Fentă? Ce? Da, să-i doborăm shop-ul și să-i lăsăm un semn. S-a mutat caravana. Bă, dar stai că e șmecheră ideea acum că zici. Cum ar fi... Să-i luăm caravana asta, că una, două, ce e micuță, așa, o legăm la un cal doi, că găsim pe aici doi cai, și o mutăm acolo lângă shop-ul de lemn. Ce zici? Cum ar fi? Vrei să facem asta acum? Nu, că acum nu, cred că... Dar așa, că idee. Dar știi tare, că e mică, de 4 blocuri pe 5, cred că nu zic. Aia zic, da, una, două, o să mută. Bun, și ce... numai bine, colorant. Bine, vezi că prețurile sunt... exorbitante, părerea mea. Mă, nu-i de prețuri, dar... uite, are de-astea, glowing secure. Cât e? 16 bucăți, 4 diamante, mamă. Hai să cumpăr totuși 16 bucăți. Bine, o să iau și eu 16 bucăți, că și eu am nevoie. Păi da, îs bune acolo, 16 bucăți, hai că ajung. Îs bune, dar la prețul ăsta ești nebun. Scump, dar nici nu le găsești atât de ușor, că trebuie să te plimbi în peșteri, să le cauți. Și hai până la, cum îl cheam, până la colpir, așa, ca să vedem cum osul ăla. La, băi, am mai cumpărat de la colpir, uite, când am făcut drumurile, am cumpărat mosi cobblestone, că am avut nevoie de slaburi. Eu o să iau mos, că am nevoie la insulă. În lenea mea, aveți să pui mos peste tot? Nu peste tot, dar să mai fie pe acolo, știi, un gradient cât de cât. Știi ce aș vrea eu să fac pe lângă shop-ul tău? Că, na, barca e cam micuță pentru toate armor trimurile. Și aș face un shop lângă undeva și chiar o crescătorie de sniffer. Vrei sniffer, îți iei un nou de acolo sau un sniffer din partea aia și îl duci acasă. Vrei să faci crescătorie de sniffer? Păi da, că am un nou și mi-au lăsat și dominul nou și atunci aș face o crescătorie de sniffer. Și nu vrei un asociat care să te ajute cu crescătoria de sniffer, că e greu, ți se dai să mânci. Bă, acum că zici, eu aș vrea un asociat, că-s multe, să mă ocup și de armor trim-uri și de alea, mai vreau să-mi fac și insula. Aia zic, negocios, eu mă bag, că mie îmi plac sniffer-ii aia, de fac așa cu nasul. Da, de cum zic că swarden, dar nu swarden, gen. Bă, sunt drăguți, sincer, chiar fac drăguți. Uite că tot vorbeam de sniffer, trebuie să mă întâlnesc cu Peter să iau niște lame. Că vorbeam de sniffer, trebuie să ne... Dar ce atât de gras e Peter de-l faci sniffer? Bă, și bruscuțele astea sunt faine. Bă, eu n-am scos-o, că îmi place super mult cum arată. Da, nici eu n-am scos-o. Am vrut să iau și broaște de la Domino, dar mi-a zis că nu mai are.
Aole, serios? M-am rezumat doar la a cumpăra Froglight-uri, da. Ah, da, chiar să mă duc și în partea aia, că n-am fost. Dar e super decent prețul, să știi, la Froglight-uri, cred că e un stack de o diamantă sau ceva de genul. Păi mergem... Bă, de ce vând eu aici în magazinul lui Colpir, stai așa? Nu, de ce vizi? De ce te, ce faci? Te tiți după corcodușe? Ce vrea să da. Zic de asta? Da, uite, stai, dacă mă pun lângă, pot fi și eu corcodușă, că-s galben așa. Da, dar nu te-ai mânca, să știi. Nu vreau, lasă. Da, aproape să se strice. Nu, observ, lasă așa. Bun, deci, un steak, un diamant și... Hai că-i chip. Bă, corz dărtul ăsta, două diamante, un stack, mare japcă. A, corz dărtul ăla, da, și mie mi se pare mare țeapă. Dar mie îmi convine aici, ia uite, trei stack-uri de moss, am cumpărat și unul de carpetul să fie. A, e zic. Da, e ok, moss-ul e chiar bine. Da, bomb lucrurile are iar mare țeapă, dar mă rog, n-ai, colpiri, știi cum e. Mai dă da, și el o știu, mai dă și el o țeapă, mănâncă două. Chiar, ce, ia zim, de la progrator știi că au trei culori, mi se pare. Verde, purple, mauve și da. Galben. Cred că galben, nu mai știu exact. În fine, care e culoarea ta preferată? Ia zi. Bă, nu știu, că sincer să fiu, niciodată nu le-am folosit și niciodată nu le-am avut de când au apărut. Nicio, dar de-aia am și cumpărat un stack, să l-am acolo să folosesc din rapid când. Și aia zic că e mult de muncă, știu că o zis Domino, până le duci, le faci, le dai de mâncare. Ce zice, două diamante stack-ul. Hai să facem o chestie, uite, fii atent. Ia zi. Stai așa puțin. Ce vrei să faci? A, să faci advancement-ul. Nu, voiam să le punem așa gestii, stai, da, da, cum arată. Bă, aș merge pe ăsta mov, dar și ăla verde. Bă, toate sunt faine, ăsta mov e moartea mea, gen. Eu mov, mi-a luat, mie îmi place mov-ul de mor, și de seama când am văzut mov. Da. Am murit, gen, le-am luat direct. Mă, aș dar lua și verde ăsta arată bine tare. So... Galben. Ha, știi ce, iau din fiecare câte un stack, lasă, să le am acolo. Da, merge și așa, merge și așa. Așa, două, deci o cumpărat lumea din câte văd. Cred că toată lumea o cumpărat da, ca mine. Bun, wow. Ai făcut advancement. Păi și tu l-ai făcut mai înainte, da, scrie bine. Am cumpărat destul de multe lucruri astăzi care mă vor ajuta la transformarea acestei insule mâine pe live. Până atunci, descarcă Domino Dreams de pe linkul din descriere și lasă-mi pe Instagram dacă reușești să treci de nivelul 40.